Problema fondului școlii a fost prezentată de-a lungul timpului din diferite perspective. Se plasează clar în afara legii. Era de părere Caterina Andronescu, fost ministru al educației, pe când Remus Pricopie, actualul ministru, afirmă că ar putea funcționa, dar numai dacă se face într-un cadru legal și nu circulând cu bani într-o formă ascunsă. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul Școlar Dâmbovița, fondul școlii nu este obligatoriu, decizia aparținând exclusiv Asociației de Părinți. Mai mult, orice încercare a unui director de școală de a impune plata fondului școlii este ilegală și va fi sancționată. Nu mai este de mult o taxă impusă de școală, este o contribuție voluntară a Comitetului de Părinți sau a Asociației de Părinți acolo, în unitățile școlare în care există asociații de părinți cu personalitate juridică. Părinții hotărăsc dacă este nevoie de o asemenea contribuție, este voluntară, nu este obligatorie. Părinții gestionează modul cum se cheltuie acești bani, nu aceste sume nu au nicio legătură cu conducerea școlii sau cu cadrele didactice. Cum de la teorie la practică este un drum lung, sunt și situații în care fondul școlii este obligatoriu. În alte cazuri, chiar dacă este stabilit de Asociația de Părinți, nu toți își permit să plătească și aceste sume pe lângă banii pe care sunt nevoiți să-i scoată din buzunarul propriu la început de an școlar pentru manuale și rechizite. Această bunică este nemulțumită de situație. Cât ați plătit la fondul școlii pentru cea mică? Până acum n-am plătit nimic. Eu sunt bunica, n-am plătit nimic. Dar anul trecut au cerut bani pentru fondul școlii? M-au cerut, da. Acest părinte are băiețelul înscris în clasa 1 și este la curent cu problema fondului școlii, însă este de acord să plătească o sumă dacă aceasta va fi stabilită de părinții în ședință și dacă va fi o contribuție rezonabilă pentru achiziționarea de lucruri necesare copiilor. Să fiu dacă e benefic pentru ei, să cumpere pentru ei, da. Când s-o spune la ședință ceva, atunci vedem. Ați fi de acord cu asta? Dacă e pentru ei, pentru școală... Și dacă nu este sumă mare, bănuiesc. Da, da.